CSU Oase Soft continuă seria victorilor în campionat. Ultima victimă este Universitatea Craiova, echipă pe care o bătură chiar pe terenul lor. Albaștri au învins cu 75-63 și au înregistrat al 8-lea succes consecutiv. De succes a fost și evoluția sârbului Vlahovici. Conducătorul de joc a înscris 22 de puncte, fiind iarăși cel mai bun marcator al ploieștenilor. Tânărului basketbalist îi priesc meciurile afară, după ce și la rovinare a fost coșgheterul echipei. Capitanul Burlacu a excelat sub panou prin cele 10 recuperări. Trupa lui Dado Arnautovici a recuperat din punctele pierdute și se află pe locul 2 în clasament. CSU are 18 puncte și este la doar un punct distanță de liderul BC Timișoara. Etapa următoare, vicecampioana primește la Brazi replica echipei Dinamo București.